Salutare tubă, iată suntem la un nou episod Cariera Dinamo București. Au venit indienii la noi, ca să știți, avem bani de transferuri, l-am vândut și pe Rotariu. Suntem aproape să-l vindem și pe Harlem Gnoiere la Leicester City. Să facem câteva schimbări, îl băgăm pe Carp, transferul nostru. Hanka, Carp, Romera, Filip, Voinovici, Palic, Mateiu, Băluță, Nemeț, Lazar. Și câștigăm cu 3-1 la viitorul în deplasare. Am primit două mail-uri, să vedem. Da, iată, s-a concretizat. Am vândut și pe Gnoiere. Oricum avea salariu imens, 30 și ceva de mii de euro pe săptămână. Te-l aducem pe Florea. Încercăm. Am jucat de foarte multe ori și mi-a plăcut ca atacant acest Florea, chiar dacă nu spune mare lucru ca nume, dar o să vedeți că are valoare. Iată, a transferat și Steaua pe Rischi, un finlandez. Ce mai putem noi să transferăm? Denis Alibek aș încerca, pentru că sunt fanul lui. Cere 2,7 milioane, dar suma la care se învârte 3,9, 4,9, hai să-i dăm 4 milioane. Sau, de fapt, să încercăm. Pentru că este posibil să nu reușim. L-avem și pe Raul Rusescu. 3 milioane. Este foarte bun și Raul Rusescu. Dacă tot avem bani, măcar să facem un lot competitiv. Osmanli nu vrea. Florea nu este mulțumit de salariu. Florea vrea 15.000 pe 3 ani. Hai să-i dăm 15.000 pe 4 ani. Dacă tot facem acest sacrificiu. Astra a acceptat, însă Denis vrea 30.000. Cum ar veni? Cam același salariu cu al lui Gnoiere. Osmanli Spor a refuzat oferta noastră. Mai departe să vedem. Și iată, Florea este jucătorul lui Dinamo. Știu că se învârte în jurul valorii de 68-69 ca skill. Hai să încercăm cu 4 milioane, dar nu cred că vom reuși până la urmă transferul lui Rusescu. Dragoș Grigore. Găman a acceptat oferta noastră. Iată, vine și Valerica Găman. Wow, ce echipă o să facem. Da, iată, Rusescu a refuzat până la urmă. Asta e. Pregătim meciul. Iată ce rezerve avem. Bancu, Găman, Florea. Da, ar trebui să-l introducem pe Găman în locul lui Romera. Și nici Băluță nu cred că este pe postul care trebuie acolo. Îl scoatem pe Nemeț și îl încercăm pe Daniel Florea. Și Găman în locul lui. Hai să-l schimbăm, da, mai bine, ca să-l scoatem pe Corbu, care e skill puțin. Voinovici, nu știu cât o să mai țină locul în echipă, cred că ușor o să intre Mahlangu în echipă. Iată, Vouso a refuzat, Săpunaru ne-a refuzat, Silviu Lung a acceptat și încercăm să vedem dacă putem să-l aducem pe Silviu Lung.
Ioniță a acceptat și ar fi bun să-l aducem pe Alex Ioniță și Răzvan Marin a acceptat salariul. Nu, a acceptat viitorul, suma de transfer, acum negociem salariul și sper să reușim. Poli Timișoara nu a acceptat suma pentru Bărbuț. Hai să-i dăm 1 milion pe acest puști fantastic. Traore nu se poate, Douglas Abner are 19 ani, dar nu știu dacă mai are loc. Ioniță a venit și el, iată, și Răzvan Marin. Încă 2 transferuri pentru noi. A acceptat 1 milion Timișoara, hai să-i dăm 4.000 pe săptămână lui Tanaka. Nu-l mai luăm pe Tanaka, n-are rost. Am adus destui jucători. Foste ținte ale noastre, nu prea mai avem ce să mai facem cu ele. Îi dăm 6.000 până la urmă lui Bărbuț. Astra l-a dus pe Herea, l-a dat pe Florea. Dinamo a făcut transferuri de 9 milioane. Bine, am și avut profit, l-am vândut pe Mevlia la Sunderland, Rotariu în Anglia și Gnoiere la Leicester. De fapt, toți trei au plecat în Anglia. Să încercăm pe Bogdan Stancu să-i dăm 5 milioane 500, 400. Poate reușim, dar nu cred că avem bani de salariul lui. Da, Gencler acceptă. Nu, no, nu avem bani. Face schimbări. La fel nu avem bani pentru Tanaka. Mai sunt 2 ore și cred că încheiem perioada de transferuri. Da, încheiem perioada. O perioadă bună în care am adus foarte mulți jucători. Credeți-mă că nici nu-i știu. Ce avem? E că 8 jucători avem aduși. Vă dați seama?
aproape un prim 11, cred că avem cea mai tare echipă a momentului. Însă dilema rămâne în continuare, cine va intra în locul lui Rotariu? Să încercăm pe Patrick Petre, pentru că este mic, are 19 ani și poate l-ajută Lazar, e bine acolo. Florea Ioniță sau Nemeț în față, o să avem un duel interesant, Răzvan Marin cu Palici, iar duel interesant cu Mahlangu. Mateiu. Harp, lăsăm pe Nedelcearu cu Găman. Pare un cuplu solid, Steliano Filip Hanca. Iată ce jucători avem pe aici. Și bancul este accidentat în continuare, Nemeț, Busuladici. Avem super trup acum. Probabil o să ne mai trăiască un portar pe viitor. Însă 2 ani de zile mergem pe mâna lui Brănescu. Și avem primul meci. Național Arena este plină ochi. Au venit foarte mulți fani ca să... vadă la lucru noi jucători și pe investitorii indieni. Hanca pasă pentru Răzvan Marin să se pierde Eric până la Petris. Zen la balon. Foarte greșit pe tot Predan. Antun Palici. Foarte bună pasă către Patrick Petre. Centrează să în fața acolo Lazar. Și avem o pictură liberă periculoasă. Are Lazar 76. Lăsăm pe Răzvan Marin. Ideea lui nu a reușit. Paliza balon, pasează către Patrick Petre, intră în care eu, Patrick Petre, bară! Ce ocazie are Patrick Petre! Iată, dintre toate transferurile, se pare că Patrick este... ...ția succesului acolo în partea dreaptă, Voinovici. Atacăm cu tot dispozitivul. Valentin Lazar. Valentin Lazar pasează către Răzvan Marin. Răzvan Marin la balon. Mut. Până la Crețu. Petris. În doi cu Eric. Petris din nou până la Mut.
care ați vă răzvan, însă Eric este fulpoi bătrân și ține de balon. Voinovici intră tare, se joacă pe contre la jumătatea terenului, acolo să vedem acest gol interesant, însă Voinovici câștigă. Brănescu pasează lui Steliano Fili. Vali Lazar. Șută în afara terenului al lui Lolacu. Depărtare din colțul careului. Steliano Filip, Marin până la Ante Palici, Anton Palici, Palici frumos trece de pe adversari, șutează însă în blocaj și a fost offside pentru că Lazar era în offside acolo. Daniel Florea până la Răzvan Marin, îl vede bine pe Lazar, Lazar intră în careu, Lazar este faultat și lovitură de la 11 metri, normal. O intrare destul de urâtă, cred că e a lui Creciu. Nu, Coșereanu, Valentin Coșereanu a intervenit destul de aiurea. Ante un Palici, hai să-l punem pe Lazar mai bine, sau nu știu, să schimbăm ceva. Hai pe Patrick. Poate îl creștem și pe el, Patrick era mai bine Lazar. Șut și gol! 1-0 din anul Patrick Petre. Marchează până la speranță dinamovistă. Să-și recupereze din greșeală. Crețu, Crețu la balon, centrează, să respinge Găman, foarte bine stă pe picioare Valentin Găman. Mai cu șut și corner, cred că este deviat acest balon. Că Voinovici a stat bine la prima bară și a respins. Brănești, Voinovici, Răzvan Marin până la Ante Palici, frumos din nou coordonatorul dinamovist îl găsește pe Patrick Petre. Bine, offside însă, offside. Ce voleu prinsese Florea. Pare să fie în formă Daniel Florea, chiar dacă nu m-a marcat, dar Dinamo oricum are o tactică în care nu prea marchează vârful împins, mai mult aripile. Probabil de asta nici noi erem. Nu ne-a impresionat în tur, însă a trebuit să-l vindem pentru că la vară expira contractul și era destul de costisitor. Așa cu banii Cognoiere țin 3, cu salariul lui țin 3 vârfuri, poate chiar mai mult pentru că Florea are 15.000, Ioniță 6.000 din 21 și mai e loc de al 3-lea. La ocazie Valentin Lazar, Lazar la balon, urcă frumos, Voinovici,
killerul de la jumatea terenului Voinovic îl găsește pe Sterianu Filip, care urcă destul de mult. Sterianu Filip centrează, dar portarul mare respinge. Din nou Voinovic se bate la jumatea terenului, este destul de bătăios. Voinovic simte concurența, probabil. Sergiu Hanca. Voinovic. Florea la balon. Văzuse bine pe Hanca. Hai să schimbăm și noi ceva, să mai băgăm din noi jucători de pe Bărbuț în locul lui Patrick. Pe Ioniță ar trebui să-l băgăm. Cam atât momentan. Cezarii Vali Crețu. Vali Crețu din nou. Buzean până la Hanca pasează bine pentru Palici. Palici la balon, centrează prima bară, însă respins fundașul de la media. Avem în imagine golul marcat de Patrick. S-au produs schimbările și Ionita la prima atingere de balon era să dea și gol. Brănescu degajează. Bărbuț pierde balonul. Mergi frumos până aici, amici absente, recuperează Nedelcearu. Bine, Răzvan Marin pentru Bărbuț. Palici la balon. Palici urcă frumos, îl găsește pe Bărbuț. Bărbuț în partea dreaptă, superioritate numerică. Offside însă la Răzvan Marin. N-avea rost să joace mingea. Răzvan Marin, Alex Ioniță, trece frumos Ioniță, scapă singur cu portarul Ioniță, șut și gol! Alex Ioniță marchează și el la debutul său în culorile albroșii. Exact ce v-am spus, este un jucător foarte bun, chiar dacă nu are stilul mare, doar 63, dar este fantastic, Alex Ioniță. Cât de bine l-a făcut din corp. Apare 7 goluri în Liga 1. Este posibil să fie nou nostru golghete. Trețu încearcă să urce, dar este greu acolo. Răzvan Marin. Răzvan Marin mai departe. Iese cu balonul Haut. Mai băgăm un jucător. Pe cine să scoatem? Băluță cu Voinovici. Lazar până la Ioniță. Ioniță îl face bine din corp pe Crețu. Tot Ioniță scapă acolo, pasă și bară sau apără portarul, nu-mi dau seama, Bărbuț aproape și el să marcheze. Da, a fost bară, tânărul jucător a avut șansa.
Păluță, Răzvan Marin, 1-2, frumos. Lazar pentru Răzvan, din nou pasă pentru Lazar, Lazar scapă. Minutul 90, Lazar, gol! 3-0 și Dinamo defilează în acest meci. Dinamo defilează, practic. Scor 3-0. Un meci frumos făcut de echipa Dinamo Vista. Sperăm ca și viitoarele episoade să fie la fel de frumoase. Vom continua de o parte cu Ioniță, omul meciului. Vom continua cu mare drag această carieră și sper să ajung în Champions League. Dar este drum lung, abia o să înceapă play-off-ul. Înceapă play-off-ul. Atunci contează cel mai mult. La revedere, dragii mei youtuberi. Ne vedem în episodul următor. Or la lucru.